Dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi mergem la Sovata. Imediat de acolo. Ah, tu nu dai microfon. Sunt profesional, așa ai microfon. Dudu, ne vedem duminică. Nimeni nu te face, nimeni nu te-ntrece. O viață ai, trăiești-o ca un rege. Clar azi, iar se petrece. Nimeni n-a venit aici chiar să plece. Nimeni nu te face, nimeni nu te-ntrece. O viață ai, trăiești-o ca un rege. Vinul curge cu și fără apă. Toată lumea ia, toată lumea pătreabă. Toată lumea bea, toată lumea mănâncă. Petrecem ca la nuntă, lăutarii cântă. Poși cu mere în gură, femei cu chef de dans. Mai împași cât o friptură, mai bei un ananas. Bagă mare, tei, până te-ntoare. Dai grijă mare, mare, s-o dai în scandal. Că femeile-s bune și gata domnului e mare. Mare de bravare. Clar azi, iar se petrece. Nimeni n-a venit aici chiar să plece. Nimeni nu te face, nimeni nu te-ntrece. O viață ai, treci de-o ca un rege. Clar azi, iar se petrece. Nimeni n-a venit aici chiar să plece. Nimeni nu te face, nimeni nu te-ntrece. O viață ai, treci de-o ca un rege. Pe masă, fripturi și brânză. Moguri de clasă, n-ai nicio scuză. Bagă-i la cobză, una de suflet. Bag o carafă, îmi dă părânjet. Hopa, hopa-i diridai șașa. Uită-te pe masă, fata, fii tu șefa. Hopa, hopa-i diridai și pleci. Toți băieții sunt cu mine, n-are rost să-ți o încerci. Bagă benz, balans, benz, benz, alas. N-o să renegatul mami ca Lorenzo Lamas. N-o să te măriți cu mine, o să te altceva. M-am convințit cumva, dar am recidivat. Auleu. Clar azi, iar se petrece. Nimeni n-a venit aici chiar să plece. Nimeni nu te face, nimeni nu te-ntrece. O viață ai, trăiești-o ca un rege. Clar azi, iar se petrece. Nimeni n-a venit aici chiar să plece. Nimeni nu te face, nimeni nu te-ntrece. O viață ai, trăiești-o ca un rege. Speram ca nu. Mama. Eule. Duce să ne cazăm. Da, de este, mă gândim că e 2800 de lei. Da. Bagă portofel. Stăm la 6. Nu știu ce o să facem, cu o să cadă cu lumina, nu știu ce o zis, n-am înțeles ce o zis. Etajul 6. Aule. Da. Aprov. Dragilor, eu sunt Justina și da, mi-am făcut introducerea, dar da, mi-o mai fac o dată, nu știu de ce. Da, am ajuns aici după 100 de ani. 5 ore, da, 6. 5 ore. Știu, nu-mi dau căciula jos pentru că nu am chef. Și da, să vă prezint camera. Că la anul trecut, două lampe. A, două lampe.
așa am zis, anul trecut, două lampe. Se pun ele frumos aici. Ce îmi plac astea. Fac colecții de săpunele. Și ceva de pus pe cap. Așa arată paturile, trei paturi. Lampă, scaunel, ceva pahare. Stați un pic să dau mai așa. Televizor, telefon, ce e masa? Dulapuri, încă un dulap aici. Vara baia, bine, așa. Fac niște poze pe oglinda asta. Copii, da, doamne. Maica micuță, e acceptabilă. Are duș. Uite ce m-a speriat, doamne. Are duș, are porcărina asta. Normal că are WC-ul. Tai-o-n. Pahare, mai multe săpunele. Și asta ce Head and Body, Hair and Body, ceva. Asta e încă porcărină de supă pe cap. Și aici la fel. Tot avem un apă. Pe mine aici. Și da, help us protect our environment. Ok. Dar sincer, noi nu prea am ce să vă arăt. Și da, sunt murdară toată cum am stat în mașină, balconul să vi-l arăt, stăm la etajul 6. Stați. Se pare că m-a auzit pe cineva. Ok, mă duc de aici cu retardată. Am auzit niște foșnituri, cred că despacheta cineva la fel. Și da, cam ăsta e turul camerei. Cred că mare parte o să filmez mâine, pentru că mă duc să mănânc și după la piscină, dar cred că filmez mare parte mâine, deoarece nu prea mai am baterie acum. Și asta e nasolica. Da, sunt cu mama! Mama în spate. Urcăm. Ca anul trecut. Poză. Da, nu pot să fac poză. Stați să-mi bag ăsta. Mi-e frică să nu scap telefonul. Ce frumos. Foarte frumos. Băi, eu sincer îmi fac acum niște poze și nu știu dacă mai filmez. Dar nu știu de ce ai tu... Gata? Da, filmează tu. Da, și de acolo. Ce? Ce? Pe mine? Da, să mă dau așa. Nice. Parter, piscine, saune și solar. Thank you.
Păi modifică, mamă, intensitatea. Frumusețea ei mă năcirească, ea face diamantele să strălucească. Vezi că nu-i ca toate fufele, nu face pe nebunul că te face din toate părțile. Și acum ai vrut să fii ero, dar ești plin de căcat și bata nu este cu dero. Povestea-i scrisă, ea e promisă, băi, fără regină, regele-i zero. Între ei doi e o legătură strânsă ce nu poate fi ruptă, nici de bani, nici de vreo luptă. Că el este mereu învingător, știe ce l-aș da pe când se-ntoarce în popor. Glorie, mândrie ce poate fi mai